Apostolul și Evanghelia de Duminică, înaintea nașterii Domnului. Apostolul, din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, Avram prin credință a locuit vremelnic în pământul făgăduinței, ca într-un pământ străin, locuind în corturi cu Isaac și cu Iacov, cei dinpreună moștenitori ai aceleiași făgăduințe, căci aștepta cetatea cu temelii puternice, al cărei meșter și lucrător este Dumnezeu. Și ce voi mai zice, căci timpul nu-mi va ajunge ca să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftaie, de David, de Samuel și de proroci, care prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit din slab ce erau, s-au făcut tari în război, au întors taberele vrăjmașilor pe fugă. Unele femei și-au luat pe morții lor în viață, iar alții au fost chinuiți, neprimind izbăvirea, ca să domândească mai bună înviere. Alții au suferit batjocură și bici, ba chiar lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu fierăstrăuri, au murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii și în munți și în peșteri și în crepăturile pământului. Și toți aceștia, mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduința, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea. Sfânta și dumnezeiască Evanghelie de Duminică, înaintea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Citire din Evanghelia de la Matei. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Naason, iar Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahav, Boaz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Iesei, iar Iesei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie. Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Ehonia și pe frații lui la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Ehonia a născut pe Salatil, Salatil a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iosif,
bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci toate neamurile, de la Avram până la David, sunt 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la mutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. După ce mama sa Maria a fost logodită cu Iosif și înainte de a fi împreună, s-a aflat că ea are în pântece din Duhul Sfânt, iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept și nevând să o vădească, a vrut să o lase nascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis grăind: Iosive, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, căci cel zămislit întrânsa este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiu și îi vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va avea în pântece și va naște fiu și vor pune numele lui Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșteptat din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe femeia sa, dar n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său, cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus. Te rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, să te naști și în ieslea sufletelor noastre, pentru ca împreună cu tine să pășim spre împărăția cea veșnică, așa cum a spus Sfânta Evanghelie și așa cum în fiecare zi ne străduim să mergem pe urmele pașilor tăi până în veșnicie. Amin.